familia sunt credincioșii care slujesc pe Dumnezeu. Și cei care vin la biserică, dar și cei pe care noi căutăm să-i aducem la biserică. Lui Hristos, cel ce pentru noi s-a născut din Fecioară, cinstită Marie Magdalena, ai urmat și ai păzit îndreptările și legile Lui. Pentru aceasta astăzi cu prea cinstită mâna ta, ea a fost cea care a vestit tuturor învierea Lui Hristos. Astăzi aici la dumneavoastră în comunitate putem să zicem că este o zi de Paște. Este o zi de înviere. Este o zi în care bucuria Sfintei Maria Magdalena și binecuvântarea ei s-a revărsat asupra acestei minunate comunități. Noi când am început acolo la Trevenești, Mănăstirea Pantocrator, cu mulți ani în urmă, vreo 12, am luat-o ca o cotitoare de Sfânt. Și părinții de la Mănăstirea Simonul Petra mi-au spus așa: voi să o luați o ocrotitoare, că ea singură va face mănăstirea. Și așa s-a întâmplat. Suntem martori a acestei minuni a Sfintei Maria Magdalena pe care am făptuit-o acolo. Așadar, oriunde merge Sfânta Maria Magdalena, totdeauna binevestește și aduce bucurie multă. Bucurie multă astăzi aici pentru că Părintele are îndoită sărbătoare. 44 de ani de viață nu-i de cor. 8 prunci, unul care vine acum, 9, nu-i de undeva, e tot binecuvântarea lui Dumnezeu și a Sfinților. 16 ani de slujire într-un loc pe care l-a înviat și într-un loc pe care l-a transformat într-o bucurie continuă. Vă văd pe toți, sunteți atât de minunați, cu chipuri atât de zâmbitoare. Parcă simțiți bucuria aceasta pe care o primiți de la Părintele Mircea și se vede acest lucru pe chipurile dumneavoastră. Să rămâneți lângă dânsul până va face, cum spunea un părinte la mănăstirea Curtea de Arge, zice, avea vreo 100. Și altul îi zice, de Dumnezeu, Părinte, să trăiești 107 ca să mergi în clasa 1 și 100 de mână. Să vă păstorească Părintele Mircea, nu până la 100, iată, până la 107. Să rămână aici și acești prunci care acum sunt prin altar, să-i formeze și din ei poate să crească câțiva ucenici asemenea dânsului. Și așa biserica va dăinui și va rămâne vie prin astfel de modele, prin astfel de oameni. Noi venim dintr-o zonă a țării unde oamenii sunt puțin mai depărtați de biserică. Ne-am bucurat să vedem aici o biserică cu adevărat vie și trăitoare. Părinte Mircea, felicitări! Și să vă dăruiască Domnul mulți și binecuvântați ani! Mulțumim! Bună de Dumnezeu pentru toate darurile sale și de bogate. Mulțumim prea fericitului Părinte Daniel, care a binecuvântat și a ajutat și s-a rugat împreună cu noi ca moaștele sfinte să ajungă la Paris, la invitația și cu binecuvântarea neam preasfințitului Părinte Mitropolit Iosif. Și iată, cu binecuvântarea preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, iată acești oameni minunați, Preacuviosul Părinte Vicar Eparhial Serafim și Preacuviosul Părinte Stareț al Mănăstirii Pantocrator Sebastian, împreună cu Preacuviosul Părinte Silvestru, au adus mare bucurie în comunitatea noastră. Cine se gândea acum
17 ani când am fost hirotonit preot pe 21 aprilie, că vom întemeia o parohie, o biserică, că vom avea la aniversarea noastră a familiei alte două aniversări. Adică pe 21 aprilie 2008, cu binecuvântarea mea Preasfințitului Părinte Mitropolit, s-a întemeiat această biserică. Înalt Preasfințitul Mitropolit Iosif a ales hramul acestei parohii Sfinții Trei Erari, Vasile, Grigore și Ioan, ale căror moaște le avem în această biserică și care, începând de săptămânile următoare, vor fi puse la închinare. Iată că în 2007, pe 21 aprilie, am fost hirotonit, primind această treaptă grea a preoției, o treaptă care pare frumoasă din exterior, dar o treaptă cu multă responsabilitate, slujind întâi pe Dumnezeu, făcând ascultare de ierarhii noștri, de Părintele nostru duhovnicesc, în al Preasfințitului Mitropolit Iosif, dar slujind și credincioși și români din atâtea zone ale țării, din sud până nord, din est până în vest, dar și pe cei care erau deja aici și care s-au stabilit acum 25 de ani. Iată că între timp Dumnezeu a rânduit să primim în familia noastră 8 și pe cel de-al 9-lea le așteptăm, prunci, dar am primit în familia noastră atâtea suflete, atâția credincioși pe care am încercat să-i slujim, spunându-le ceea ce am primit și noi cuvânt de învățătură, să postim, să ne rugăm, să mergem la biserică, să ne spovedim, să ne împărtășim, dar mai mult ca tot, ca orice, să fim buni, adică să fim iubitori de Hristos, de Dumnezeu și de oameni. Lucrul acesta nu poate fi făcut decât cu multă iertare, cu îndelungă răbdare și cu iertare și din partea dumneavoastră și din partea noastră. Și iată că astăzi, la ceas aniversar, împlinind 16 ani de parohie, adică ați observat că și eu v-am cântat la mulți ani, iată că Dumnezeu ne-a învrednicit cu aceste mari daruri. Deja să-L avem pe Preasfințitul Părinte, Episcop Galaction, în mijlocul nostru timp de 3 zile, la Adenia Catistului Bunevestiri, la Vecernia Mareculite, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, însoțit de un sobor de preoți, dar care a binecuvântat această sărbătoare a parohiei, aducând moaștele Sfintei Mari Mironosițe, întocmai cu Apostolii Maria Magdalena. Cuvintele sunt sărace, însă noi nădăjduim ca de acum înainte să lucrăm în ogorul Domnului, de aceea așa cum suntem îndemnați întotdeauna și dumneavoastră ne cereți, ne rugăm pentru dumneavoastră, tot așa și noi vă rugăm să ne pomeniți în rugăciunile dumneavoastră și pe noi. De câte ori primiți binecuvântarea unui preot sau unui ierarh, a unui prieten, care o fi, cum o fi, datoria noastră sfântă este să ne rugăm pentru el. Prietenia rămâne cu cineva când îl porți cu adevărat în rugăciune. Un prieten adevărat este cel care se roagă pentru tine și când ești bucuros, și când ești bolnav, și când ești în necazuri. Astăzi mă uitam și eu, Preacuvioase Părinte Sebastian, la copiii aceștia din altar și mulți dintre ei i-am încreștinat în această biserică, în această parohie. Și mă gândeam, în timp ce dumneavoastră vorbeați, ce bine ar fi ca cel puțin unul să ajungă să fie în mănăstire la Pantocrator, să deveniți monahi, sau fetele, să mergeți în episcopie, sau a Maramureșului, sau Alexandriei, sau în orice altă mănăstire, să-L căutați pe Dumnezeu și să vă rugați. Să știți că
drumul vieții noastre am dorit noi să-l alegem, dar Dumnezeu ni-l pregătește. Atât de frumos spune Sfântul Ioan Damaschinu, Dumnezeu prevede, dar nu predetermină. Adică copiii aceștia venind în biserică văd lucruri frumoase, aud și ei că ne aniversăm, adică îi aniversăm și pe ei și rugăm pe Dumnezeu să le poarte de grijă și să-i aducă, să-i țină în biserică, să-i aducă în casa lui Dumnezeu și de ce nu într-o zi să fie și ei slujitori în Sfintele Altare, la Sfintele Altare și în mănăstirile noastre. Am dorit ca și din partea parohiei noastre, a Consiliului Parohial, bărbați vrednici, femei credincioase, tineri și vârstnici care vin la această parohie ca la o mănăstire, cu slujbe pe care le înfrumusețează și porala parohiei, am dorit să vă dăruim câte o bederniță, o umilă bederniță, dar frumoasă, zic eu, pentru că este pictată cu cei trei sfinți ierarhi, Vasile, Grigore și Ioan, și este brodată la atelierele de la Mitropolia noastră, de la sediul mitropolitan. Și așa ne-am gândit ca toți cei care trec prin această parohie să-i primească pe cei trei sfinți ocrotitori ai școlilor teologice, dar ocrotitori și al unor mănăstiri, dar iată, ocrotitori și ai parohiei noastre, să vi dăruim în familiile dumneavoastră, obștile dumneavoastră, pentru că atunci când devenim și suntem episcopi sau stareți sau iconom sau igumeni, toți cei care sunt în prejurul nostru devin familia noastră. Nu-i un cuvânt greșit când spunem că un ierarh are o familie. Familia sunt credincioșii care slujesc pe Dumnezeu. Și cei care vin la biserică, dar și cei pe care noi căutăm să-i aducem la biserică. Pentru noi de la Mănăstirea Pantocrator, vizita aceasta cu maștele Sfintei Maria Magdalena este una deosebit de importantă, istorică, am putea să spunem, pentru faptul că, așa cum știm, Sfânta Maria Magdalena este considerată Sfânta Franței. Este cea care, în secolul I, a venit cu corabia din Palestina până în sudul Franței, în Marsilia, pentru a propovădui Evanghelia lui Hristos și pentru a da mărturie despre învierea Lui. De aceea ne amintim parcă de această călătorie apostolică a Sfintei Maria Magdalena revenind cu o parte din moaștele ei aici în aceste ținuturi ale Franței. Trebuie să mai spunem și faptul că Franța este țara în care în perioada evului mediu au fost ridicate cele mai mari catedrale, foarte multe biserici dedicate pomenirii Sfintei Maria Magdalena, locuri în care cultul ei s-a dezvoltat foarte mult răspândindu-se în toată Europa creștină. Cel sfințitor și preasfințită pomenirea ta prăznuind, te lăudăm cu credință și te cinstim cu drag.